Tipuri de frizeri. Ăla care te bruschează. Stai așa. Capul sus. Cu câte ai aici? Zero mare. Și aici? Din forfe, cât te rog. Barba? Doi din mașină. Dar fii și tu mai finuț. Fii bărbat, bă, fotălăule. Începătorul. Sunteți bine? Stai un pic. S-a întâmplat ceva? Artistul. Dorești ceva anume? Ceva simplu, că mă duc în Egipt și o să fie cald. Știu ceva perfect. A? Ce zici? Bă, mai tot ca pe maica mea. Inginerul. Perfect. Ăla care se descurcă chiar dacă nu are toate uneltele. Ce faci, mă, cu asta? Soția s-a pierdut. Ok. Ce faci, mă, cu asta? Soția s-a drept în spate. Ok. Stilistul. Măi, eu tun doar din plăcere, stai liniștit. Din altceva fac bani. Abia aștept să vă cese. Gata. Serios? Da, era aproape perfect. Mulțumesc! Cu plăcere! 100 de lei! Cât? Păi așa-i, ce ieftine! Ți-am zis că o fac doar din plăcere, nu pot să cer mai mult. Ăla care se dă șmecher? Da, și diseară am de tuns pe cineva de la Puterea Dragostei. M-au chemat să tun pe cineva în timp live pe studio. Pe cine tuns la emisiune? Mă, nu le cunosc pe fete, dar au zis două că vor să le tun mustața ca să facă audiență, știi? Ăla care tace și pare dur? Mulțumesc! Dar dacă vorbește, pare ultimul fraier? Că plăcerie, măi! Ăla ieftin? Te-ai dus la ăla ieftin? Da. Dă-mi poză. A râs de parcă te-a dus maică mea. Chiar m-a dus maică ta. Să mor tu. Ăla la care ești client fidel? Standard? Standard. Bonus. Îți place? Da. Oameni faini, ăsta a fost clipul. El e Alex. Dați-i follow pe Instagram. Dați-mi și mie foto. Dacă v-a plăcut, agresați sexual butonul de like. What the fuck. Nu, stați mă dracu cu minți. Până la următorul clip. La mulți ani.